Well, yeah. Hai să o facem și pe asta. Q&A! Hello, guys! I'm Dia and welcome back to my channel. Ok, v-am promis că fac videoclipuri și știu că într-o săptămână nu am postat nimic, așa că chiar trebuie să facem mai multe clipuri. Iar după unboxing-ul ăla de la, Orif de la Yves Rocher, m-am gândit să fac un Q&A. Cu mai multe întrebări, gen, mi a pus întrebări pe 4 decembrie 2016 și apoi mi-ați mai pus întrebări uh, acum, uh, recent, când v-am mai cerut. Citesc întrebările de pe telefonul mamei pentru că filmez cu al meu. Deci prima întrebare vine de la Gabriel Matei. Altă întrebare. Gen, ok. Eu ar trebui să pun întrebări. <laughs> nu înțeleg. Mano Andrei, de ce plâng chitarele? Păi nu știu, să-l întrebăm pe Tristariu, care tot face pauze în chiloți pe Facebook. Hai să-l întrebăm pe Tristariu. De ce nu? Hai să-l întrebăm. Dar am un răspuns mai bun pentru asta. Când pun mâna eu pe o chitară, sigur va plânge, pentru că nu știu să cânt la ea. Trist, foarte trist. Alexandra Cătălina. Foarte mulți colegi mi-au comentat la acest video, e de remarcat asta. Și nu știu cum, dar cam toți din clasă știu că fac vlog, așa că au început să-mi pun întrebări. Și întrebările lor sunt foarte random, ca de exemplu al ei sună cam așa. Când faci un nou episod? Păi practic cred că asta fac acum, știi? Fac un Q&A. <laughs> un nou episod bine, de atunci, de pe 4 decembrie când nu mai postam deloc probabil că la asta te referai, că nu mai postez și eu păi am postat, am postat Miță Jaeh ce vrei să faci în viitor? nu vreau nici de cum să mă fac o spătar sau la ce fac practică eu acum la liceul meu să se înțeleagă chestia asta eu pur și simplu vreau să fac să am un viitor pe bază de machiaje pe bază de unghii pe bază de alte treburi femeiești pe care le-aș putea avea, Antonio Morati. E prea târziu să pun întrebare pentru Q&A, nu? Nu. I-am și răspuns. Nu. <laughs> Practic, întrebarea ta apare în Q&A, așa că nu e prea târziu niciodată. Nicoleta Stroie. Altă colecuță. Ai notă la gestiune? Am dat test, semn care râde. Și am răspuns tot nu. Aparent cred că eram foarte serioasă în seara aia pentru că am tot răspuns cu nu foarte serios și fără emoticon Iar eu când sunt serioasă cam asta fac, nu pun emoticoane Aparent era sfârșit de semestru 1-10 și uh, eu am lipsit foarte mult la gestiune Alături de mulți alți colegi pentru că ultimele două ore Marțea sunt gestiune la noi și practic tot lipsim la gestiune, eu am fost tot semestrul 2 la gestiune, nu că mă lau, dar nu știu absolut nimic la materia asta și nu mi se pare foarte ok. Practic definițiile acestei materii, nu ale profei, definițiile acestei materii, pentru că așa sunt și pe net, am stat să verific, mă, așa predă profa. Și m-am uitat pe net și nu, așa sunt definițiile și pe Wikipedia și pe orice alt site. Deci dacă faceți gestiune, vești cu siguranță la ce mă refer. Definițiile acestei materii sunt foarte grele și abia le pot înțelege, iar eu sunt foarte ok la memora din general sau din grădiniță. Și m-a întrebat această coleguță Uh, dacă am învățat la gestiune și dacă am dat test, pentru că și ea se află în aceeași uh, oală cu mine și cu alți colegi, pentru că tot plecăm la ultimele două ore și vreau să știm dacă, vrea să știe dacă am dat test. Și practic nu dădusem test și nici nu aveam notă, adică probabil că dăduse test ceilalți colegi care au rămas la ore, ceilalți colegi foarte conștiincioși, sal colegi. Dar, sigur, eu nu am, nu am rămas, deci nu avem notă. Și nici pe semestru 2 nu am vreo notă la această materie. Extravagantă și mirobolantă. Marinescu Visi, alt coleg. Cum scriu aici? Opa, era să-i scap telefonul mamei. Sorry, mam. Uh, păi cum scrii aici, Movisi? Păi ai scris deja, deci ce mai îmi pui întrebarea asta? Pur și simplu deschis tastatura care se află aici jos și după ce o deschizi, îți vor apărea niște litere și. ca vei putea să scrii! <laughs> Ștefan Alex, alt coleg, dacă ai fi o mangustă, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Aparent apoi a postat această poză cu mangusta uh, și un alt coleg, Alexandru Teo, i-a răspuns că asta ar face el și a pus această poză cu o mangustă care se relaxează în, în Dubai sau în Hawaii sau într-o țară exotică cu un cocktail în mână, un binoclu, o minge de plajă și niște cremă de soare. Și ochelar la ochi și un râs foarte, foarte, foarte creepy. Ștefan a răspuns nice. Păi, practic, eu nu aș face asta. Dacă aș fi o mangustă, va suna foarte ciudat ceea ce voi spune acum, dar dacă aș fi o mangustă, m-aș stricura, îmi place foarte mult să, să nu fie lumea tristă în jurul meu. Și dacă aș vedea pe cineva că e trist, mai ales la mine în familie, aș, m-aș trecura pe sub tricoul lor și aș gâdila sau la picioare sau oriunde unde știu că se gâdilă și i-aș face să râdă. Înțelegeți? Ca, nu știu, un îmi vin destul de dubios dacă aș fi mangustă să gâdil pe cineva până când va râde cu lacrimi. Nu știu de ce. Da, nu știu, am pus, mi-am trimis pauzele de pe telefonul meu, pe telefonul mamei și tot pierd slide-urile pe aici și încerc să le găsesc. Paula AP. Te consider frumoasă? Nu știu, pe subiectul acesta probabil ar trebui să fac un video care chiar s-ar numi te consider frumoasă. Pentru că eu vreau să știu că fiecare persoană, vreau să știți voi că eu deja știu, că fiecare persoană este frumoasă în felul lui. Aparent, când tu consideri că o persoană este perfectă, deja ești îndrăgostit și îl iubești foarte mult. Adică, practic, îți e atât de apropiat încât tu crezi că fiecare defect și um, lucruri pe fiecare defect și lucru pe care îl apreciez la el este perfect, înțelegeți ce vreau să zic? Și nu mai vezi defectele acelei persoane sau orice altă chestie, pur și simplu îl vezi perfect. Dar eu nu mă văd frumoasă, eu nu mă văd frumoasă și niciodată nu m-am văzut frumoasă, tot timpul că mă uit în oglindă zic, băi, cine sunt? Nu sunt eu, nu, nu, îmi place. Înțelegeți? Nu știu, eu nu mă văd frumoasă, dar nu-mi dați cu hate acum, vă rog. Adică, nu știu, nu că n-aș vrea să mă laud sau ceva de genul. Uneori mă văd frumoasă, adică uneori mă aranjez. Dar cui îi place când se trezește, guys, cum nu îi place să se trezească și să se vadă așa ciufulit pentru unele persoane care țin la tine, chiar le-ar să te vadă așa, natural, înțelegeți? Dar nu mă consider frumoasă ca să răspund la această întrebare, Paula. Bianca Elena, te ador puiul meu. Hei, cole, te pup! Nicu Fucârâbă, alt coleg. Știai că viața este doar o noțiune abstractă a ceea ce ne definește pe noi ca oameni, ca ființe umane. Nu știu, Nicu, dacă te-ai transformat în Einstein încă n-ai vrut să-ți pui această definiție concretă a științei pe care o dezvolți în interiorul tău. Wow, a sunat atât de fab. <laughs> da, ei nu știu ce a fost cu întrebarea asta, dar da, știam că viața e o noțiune abstractă. Atât pot răspunde la această mirobolantă întrebare. Și da, unicornii nu poartă Pampers. Alex Godfrey. De când joci LOL, dacă joci da, joc LOL, joc LOL de în clasa 8 nu mă descurcam absolut deloc, nici acum nu pot să zic că mă descurc foarte bine. Acolo mă mai joc și eu așa de distracție, sunt level 27 și jumate și mă joc LOL de când mi-am luat laptopul, adică m-am apucat așa mai intensiv, am luat un alt cont și l-am făcut până la 27 jumate. Asta întâmplându-se acum mai puțin un an, la sfârșit, înainte să înceapă august 2016, cred că iulie, sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, da, în 2016, de atunci m-am apucat de... De LOL, așa mai intensiv și mă jucam foarte multe meciuri pe zi. Și acum mă mai joc dimineața înainte să plec la liceu. Da. La ce seriale te uiți? Uh, la The Vampire Diaries, Prison Break, uh, Mama ui la anime-uri, Chimini Todokie se numește un ultimul anime la care m-am uitat, un anime de dragoste, uh, Originals, Ascult Selena sau Nicky? Uh, sincer să fiu, eram chiar disperată de Selena ca și cum aș fi fost disperată cu Hannah Montana când era mică. Da, mi-a plăcut Hannah Montana, dacă puteți să credeți asta. Cui nu i-a plăcut Hannah Montana, nu știu. Da, am obosit. Uh, Nu-mi place Selena, nu prea îmi place Selena, am un poster pe aici cu ea, cred, da, e un poster destul de vechi, undeva pe acolo, după 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 posterul cu One Direction. Uh, dar nu mai place Selena foarte mult. Doar unele melodii mă mai atrag. Nu mi se pare că este stilul meu. Dar Nicki îmi place. Este o damn rapperiță foarte tare. Și chiar îi ascult toate melodiile. Iar era să-mi cadă telefonul. Ce Dumnezeu? Probabil că da aia n-a vrut să-mi dea telefonul. Probabil că de-aia. Uh, da, îmi place Nicki. Selena nu prea îmi place. Well... Floricică M. Valentin. Un set promițător. Nu știu ce a fost cu chestia asta, dar... Ok. Scott Wallace. De ce vrei să faci un Q&A? Pentru că mi-ați cerut de foarte multe ori să fac un Q&A, atunci când v-am cerut idei de videoclipuri mai jos la da, comentarii și sunteți invitați în continuare să-mi dați. Și da, da, vreau, pentru că mi se par destul de interesante Q&A-urile și pentru că nu am mai făcut de mult. Geni, B. Când a fost prima ta zi când ai călătorit în altă țară? Păi, ă, asta a fost acum 2 ani, în ă, 2015 s-a întâmplat, în, la sfârșitul lui august 2015, când am plecat la Roma, la bunica mea în Italia și am făcut acele... Parcă nu făceam vlog, nu, nu făceam vlog, am făcut abia în 2016, atunci mă oprisem din vlog sau o făceam așa mai rar. În schimb, făceam câteva poze și aveam părul tot așa scurt și blond la vârfuri puțin, dacă vă mai amintiți acele vloguri și poze vechi de ale mele de pe Facebook. Uh, Gabriele în Gabi, dacă Dumnezeu ți-ar da ocazia să te reîncarnezi, în ce animal te reîncarna? Și mai aș reîncarna într-un pinguin. Adică vă rog frumos să priviți, uitați cât de drăguți și inofensivi sunt. Adică eu chiar merg pe gheață, când e gheață afară, nu știu, prietenii mei sigur au observat uh, că mă mișc exact ca un pinguin, așa gen, ca să nu alunec. Și sunt foarte multe persoane care fac asta pe gheață, dar hai să nu o luăm în considerare și să ne gândim strict la mine. Pentru că pe mine m-a întrebat Gabi în ce, aș, în ce aș vrea să mă reîncarnez Sigur, între această minunată creatură drăguță m-aș reîncarna Apare știți că sunt nebună după pinguini și că îmi plac foarte mult Și acum vine întrebarea minunatului meu iubit Ionuț Badea Serial preferat. El știe ce serial am eu preferat, dar a zis să-mi pun această întrebare. Și este de Vampire Diaries, doamne, iartă-mă! De ce m-am uitat eu la ultimul episod din sezonul 8? Am crezut că mor când a murit Stefan și Damon a rămas cu Elena. Dar la final Elena și-a întâlnit familia și practic... Bonnie a rămas fără Enzo și a plecat în străinătate, dar și-a văzut toată familia. Bennett și-a fost genial, dar totul s-a terminat atât de trist, adică am plâns atât de mult în ziua aia când l-am văzut. Dar nu se putea, pentru că când a murit Elena, am plâns la fel de mult ca și când s-a terminat acum. Și a zepcan. Dacă într-o viață anterioară am fost o carte, înseamnă că găinile o să conducă lumea? Păi depinde ce carte ai fost, adică dacă ai fost o carte despre găini care conduc lumea, sigur ele vor conduce, pentru că deja știi asta dacă ai citit-o. Murat de Marian. Ce este dacă combini un unicorn și o capră? De ce ai vrea să faci asta? Adică unicornii sunt niște creaturi minunate, care chiar există. Adică de ce nu m-ați ascultat? Sigur ați văzut și voi un unicorn? Măcar o dată? Adică dacă a spus un corn la un cal, sigur ați văzut un unicorn. De... Nu-mi plac caprele. Adică de ce mi-ar plăcea caprele? Îmi place brânza de capră, dar nu-mi plac caprele. Și aparent, dacă aș combina un unicorn și o capră, are și eu o unică capră. Adică o capră unică, pentru că nu ar mai exista o altă capră ca ea. Înțelegeți ce vreau să zic? Totul se leagă. Totul se leagă. Andreea Teodora care m-a întrebat uh, ce ar trebui să fac pentru început... Vreau și eu să fac un vlog. Ce ar trebui să fac pentru început? Andreea este o altă coleguță de-a mea. V-am spus, mi-au comentat foarte mulți colegi cu întrebă random. Păi, aparent, i-am recomandat de foarte multe ori că dacă ar vrea să se apuce de vlog așa de random, să facă un clip cu câteva chestii despre ea. Adică, lumea ar vrea să știe, de fapt, ce persoană este ea înainte să se uite la clipurile ei. Cred, nu știu, eu m-aș documenta puțin despre vlogării la care mă uit. Mi se pare un video foarte bun de început, cred. Și cam astea au fost întrebările. Știi că fiecare vlogger face pentru început un video despre el. Și dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe, because it's free. Până data viitoare să zâmbiți pentru că zâmbetul este jocul inimii și dați mai jos la comentarii idei despre videoclipuri pe care trebuie să le fac sau review-uri de la produsele din unboxing-ul de la Yves Rocher. Orice altă idee, mai jos la comentarii și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Până data viitoare, kisses de aia! Bye!